Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La această oră începe o nouă ediție interviurilor Europa FM, transmisă în direct pe internet la adresa interviuri.europafm.ro. Invitatul de astăzi este domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Bun venit la interviurile Europa FM. Bine v-am găsit. Bună dimineața. Domnule prim vicepreședinte, vreau să vă întreb mai întâi dacă schimbarea majorității în Parlament este o prioritate a PNL-ului, a noului partid creat în urma fuziunii. Există un principiu pe care l-au afirmat copreședinții Partidului Național Liberal, domnii Iohannis și Blaga, principiu care a fost discutat inclusiv în Colegiul Director extins în urmă cu, iată, aproape 10 zile și aproape 2 săptămâni, de fapt, și în întâlnirea grupurilor reunite din Parlament, principiul potrivit căruia, odată, nu ne grăbim să mergem la guvernare, doi, nu forțăm alcătuirea de majorități în sensul schimbării ponderii politice în Parlament. Am învățat o lecție, prefer eu să cred, din anii precedenți, și anume că orice compromis cu politic care duce la alăturarea Partidului Național Liberal de formațiuni politice volatile poate genera numeric o majoritate parlamentară, dar nu corectează în niciun fel așteptările, nu dă câștig de cauză așteptărilor populare, așa cum au fost ele exprimate în votul din 2 și din 16 noiembrie. Foarte mari. Foarte mari și în același timp cu un grad ridicat de pretenție etică. Nu vrem să facem majorități cu orice preț. Deocamdată, în opoziție, o poziție puternică, foarte constructivă pe anumite aspecte care, iată, interesează larg, transpartinic partidele parlamentare, modificarea codului electoral, de exemplu. Discutăm imediat, dar vreau să vă readuc aminte o declarație a noului președinte al României, domnului Klaus Iohannis, care spune, este posibil ca în următoarele săptămâni sau luni să avem schimbări în Parlament. Iar dumneavoastră, la o altă scară, la Iași, tocmai ați spus în acest weekend că înlocuirea primarului orașului este o prioritate. Sunt două lucruri diferite. Sunt două lucruri diferite, dar tendința pare a fi către schimbare, către modificarea majorității din Parlament în favoarea PNL. Nu, sunt două lucruri diferite și accentuez asupra diferenței dintre ele. Ce spunea domnul președinte Iohannis era o constatare. De altfel, citatul complet cred că ar suna în felul următor. Puterea e întotdeauna atractivă. Puterea are forță gravitațională, să zicem așa. Și spune că nu este exclus să asistăm la o rebalansare a majorităților parlamentare. Da, spune, acum, este posibil, citesc, ca pe parcursul anului 2015 să avem o schimbare care va oferi Partidului Național Liberal o majoritate pe care o va folosi atunci pentru schimbarea guvernului. Iată, deci, revenind, se pot întâmpla multe lucruri, da, se poate, putem asista undeva spre partea a doua anului 2015, nu cred că mai devreme, la o schimbare numerică, în proporție numerică, a majorităților parlamentare. Noi nu o forțăm. Deci dacă se întâmplă, se întâmplă cumva pe cale naturală. Cu alte cuvinte, dar nu vă veți duce dumneavoastră la partide să spuneți, haideți, veniți la noi, că avem nevoie să formăm o nouă majoritate, ci așteptați să vină ei către dumneavoastră. Este exclus. Iar un exemplu ar fi UDMR-ul, înțeleg, din moment ce s-au retras de la guvernare, nu? Se prea poate. De aici terenul speculațiilor este deschis. Se prea poate. Repet, nu ne grăbim să mergem la guvernare. De altfel, este și greu să-ți imaginezi cum am putea guverna odată pe seama faptului că nu suntem majoritari în Parlament. Doi, pe seama faptului că actualul executiv este în continuare dator către cetățenii României cu exprimarea unor puncte de vedere clar are măcar pe ceea ce înseamnă proiectul de buget pe anul viitor. Noi vrem să-i vedem întâi ce proiecte au pentru România și abia după aceea să putem discuta măsura în care opoziția este puternică sau interesată să schimbe guvernul. Nici nu este vorba, ca să mai fie clar și pentru ascultătorii noștri,
de a depune o moțiune de cenzură în zilele acestea. De altfel, a existat o moțiune de cenzură în sesiunea actuală. Nu poți depune mai multe decât una într-o sesiune. Vom vedea ce se va întâmpla din februarie încolo. Nu moșim un guvern, ca să fie lucrurile limpezi. Nu ne interesează să intrăm la guvernare cu orice preț. Nu suntem flămânzi după guvernare. Vrem, pe de altă parte, ca în măcar prima jumătate a anului viitor să ne concentrăm exclusiv asupra structurilor de partid și asupra solidității noastre în teritoriu și la nivel central, apreciind resursa umană capabilă să exercite actul de guvernare când asta se va întâmpla. Acum, în ceea ce privește Iași, acolo lucrurile stau altfel și probabil că situația de la Iași poate fi comparată și cu situația din alte capitale de județ, Constanța, de exemplu, unde primarii și-au epuizat resursa politică. Asta spuneam în conferința de presă de la Iași, iar schimbarea primarilor pe seama legii referendumului local, care devine, care intră în practică odată cu 1 ianuarie anul viitor, să se poată face. Noi nu considerăm că primarul Gheorghe Nichita mai poate astăzi conduce municipiul Iași, capitala Moldovei. În primul rând, pentru că nu considerăm că proiectele sale au fost proiecte care să genereze emulație economică și să ofere șansă socială unui număr mare de locuitori ai municipiului care să-ți bat în sărăcie. În al doilea rând, credem că nu valorifică aturile pe care Iași, oraș, mare oraș cultural, mare oraș universitar, le are. A suprapolitizat administrația, nu-l considerăm un primar bun. După atâtea mandate câte a avut, anii petrecuți la cârma primăriei se dovedesc un eșec. Las deoparte faptul că este înconjurat de o echipă de viceprimari și de consilieri PSD, care de asemenea nu înțeleg care sunt așteptările moldovenilor de la municipiul Iași. Iași, din păcate, pe seama mandatelor lui Gheorghe Nichita, nu mai intru în toate detaliile, nu mai intru în toate scandalurile în centrul cărora se află primarul Nichita, nu mai vorbesc nici despre tei tăiați. Las deoparte lucrurile acestea și vă spun atât. Orașul a devenit mai gri, orașul este săpat de sus până jos, fără ca acest lucru să însemne un efort edilitar pe care să-l admiți și în stadiul de șantier. Acolo. Da, proiecte europene care se mișcă greu și care ajung la rezultate absolut caragioase. Dar absolut de ce hilare. Nu vreți să lăsați la latitudinea alegătorilor? Mai este un an și jumătate până la alegeri, de ce nu îi lăsați pe alegători să decidă în 2016 dacă îl mai vor sau nu? De ce grăbiți? Foarte simplu, pentru că nu considerăm că o boală nu trebuie vindecată. Nu aștepți să ajungi pe patul de spital. Deci sugerați că imediat după intrarea în vigoare a legii veți iniția un proces de organizare a unor alegeri anticipate. La nivelul municipiului Iași. Și da. Constanța? Că ați pomenit și de Constanța? Am pomenit de Constanța pentru a vă aduce în fața unei situații similare. Ce vor face colegii noștri de la Constanța? Nu știm încă. Dar intenția noastră de a genera referendum local la nivelul municipiului Iași este cunoscută și susținută la nivel central. Acum, eu cred că este un lucru și politic ușor de înțeles. Pentru că municipiul Iași și județul au devenit din nou, au revenit dreptei în urma alegerilor din 16 noiembrie. Ceea ce, pe de-o parte, arată că nu există zone alocate exclusiv culorii roșii și, în al doilea rând, reprezintă o speranță. Sunt oamenii care au ieșit în stradă și l-au susținut pe Klaus Iohannis, gândindu-se și la soarta pe care o au ei în teritoriul orașului pe care locuiesc. Dar nu e o acțiune cu două tăișuri, pentru că s-ar putea să fie oameni care cred că exact asta vreți să faceți. Vă grăbiți să preluați puterea la nivelul orașului Iași. Da. Nu, noi credem că avem o resursă umană mult mai calificată decât cea pe care astăzi o are PSD-ul la conducerea municipiului Iași. În al doilea rând, chiar credem că proiectele pe care le putem noi imagina sunt mai bune, mai ușor, mai fezabile, mai lesne de pus în practică decât această lungă bâlbâială administrativă pe care astăzi primăria ne o servește de ani și ani de zile. Haideți sunt să două revenim lucruri, la București. Dar ce vreau să vă spun? Sunt două lucruri diferite. Una este ce se întâmplă la nivel central și Parlamentul, unde într-adevăr nu vrem să intrăm la putere. Și altceva este să dai jos primarul pe care îl consideri inoportun și lipsit de eficacitate. Sunt două chestiuni diferite. Mai mult, eu cred că ar trebui interpretat în cheia următoare. Ne interesează ca locuitorii unei comunități atât de importante cum este municipiul Iași să capete satisfacție
acție după ani și ani de eșec administrativ. Acest lucru se poate face. Sigur, vom vedea în ce măsură avem capacitatea de a genera un referendum, ce măsură acest lucru este susținut de locuitorii orașului, așa nu le aruncăm cu capul înainte, dar chiar credem că primarul Gheorghe Nechita nu mai are ce să mai caute în fruntea primăriei. Acum PNL-ul în Consiliul Local are majoritate? Nu știu. Nu. La Iași? Nu. Nu. Și atunci nu va fi dificil să inițiați referendumul? Referendumul înseamnă 30%, cel puțin 30% dintre opțiunile exprimate de alegătorii din listele municipiului. Nu se referă la consilieri. Haideți să revenim, vă rog, la București. Înțeleg, da, că ați acceptat... Numai, iertați-mă că vă întrerup, o paranteză doar. Legea referendumului local este foarte importantă, pentru că este o modalitate de a arăta edililor că după alegerea lor, prin procesul electoral obișnuit, așa numitele alegeri locale, controlul cetățenilor asupra modului în care ei își desfășoară munca, modului în care își asumă responsabilității, este real. Și cred că și dumneavoastră și ascultătorilor noștri le sunt cunoscute exemple de primari care după alegeri, 4 ani de zile, nu au făcut absolut nimic. Ba mai rău, au prăbușit comunitatea în care se aflau. Alegerile nu te califică pentru funcția de edil. Alegerile te califică pentru funcția de lider politic, dacă vrem. Nu înseamnă că ești și primar bun dacă ai câștigat alegerile. Referendumul local este, dacă vreți, prin rezultatul său, o sancțiune sau o susținere, un vot de blam sau un vot de susținere pentru cel care se află în fruntea comunității. Și este bine de știut că un precedent, să zicem că se va întâmpla la Iași mai întâi, deși poate să se întâmple în orice comună și în orice oraș. Ca după această acțiune de la Iași să urmeze și... Ne gândim la precedente, evident. Și credem că... Ce alte orașe, scuzați, ar mai fi pe listă? Constanța? Nu există o listă, doamnă. Nu, am dat doar niște cazuri care ar putea fi asimilate cazului din Iași. Eu cred că, de exemplu, municipiul Constanța merită un primar infinit mai bun, mai corect, mai decent, dacă vreți, mai aproape de cetățeni decât actualul primar Mazăre, care, din punctul meu de vedere, reprezintă o rușine pentru ceea ce înseamnă imaginea edilului așa cum vrem noi să fie un primar. Dar acest lucru, că se constituie în precedent sau nu, dar acest lucru ar trebui să atragă atenția primarilor din toată țara, indiferent cărui partid politic aparțin, că domnia lor, pun în ghilimele cuvântul, în fruntea primăriilor, unde au fost aleși, nu este veșnică. Ba mai mult decât atât, suportă oricând o verificare din partea cetățenilor. Haideți să revenim la București. Înțeleg că UDMR-ul ar fi în regulă dacă vi s-ar alătura. De exemplu, UNPR-ul, care în multe mandate a luat parlamentari dintr-o parte, ar fi o soluție pentru formarea unei noi majorități agreată de PNL? Nu discutăm astăzi despre majorități. Nici nu încape în dialogurile noastre la nivel central ideea formării unei majorități. Repet, nu forțăm debalansarea reprezentării politice în Parlament și nu ne îngrămădim la putere. În schimb, deschidem căi de dialog cu absolut toate formațiunile politice, indiferent că sunt la putere sau în opoziție, pentru proiecte legislative care să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenești, așa cum au fost ele exprimate pe 16 noiembrie și așa cum sunt ele consemnate în programul prezidențial al domnului Iohannis. Haideți să vedem. Și multele dintre ele deja au o susținere transpartinică, ceea ce pe mine cel puțin îmi dă oarece optimism. Temperat, pentru că puterea e putere, opoziția e opoziție. Votul prin corespondență solicitat de toată lumea și a fost și un apel al noului ministru de externe, domnul Aurescu. Votul prin corespondență este mai mult decât o necesitate, este o obligație a actualei compoziții parlamentare. Există un proiect de lege, se va menține acela, e din 2003, dacă mi-aduc bine aminte, sau se va face un proiect nou? Au fost mai multe proiecte de lege. De fapt, primul proiect de lege care a ajuns pe masa Parlamentului a fost făcut în vremea ministeriatului meu de la externe, terminat în aprilie mai 2005. El a fost reluat apoi pe seama unei insensibilități absolute a formațiunilor politice din Parlament, reluat apoi de ministrul Baconschi,
dacă nu mă înșel, în 2009. Da. Și apoi repus pe tapet de diferiți alți deputați și senatori, fiecare adăugând sau extrăgând ceva din proiectul inițial. Acum se află pe masa comisiei o formulă de text care, în opinia mea, e relativ satisfăcătoare. Sigur, poate suporta amendamente tehnice, fără discuție, și care ar putea să ajungă în fața votului. Aceasta duce, evident, la o modificare a codului electoral. Dar nu este singura modificare de cod electoral la care ne gândim. Votul prin corespondență este un capitol. Modificarea sistemului de vot, însă, la nivelul întregului electorat românesc, este un alt subiect. Să renunțați la votul uninominal. Vrem să renunțăm la votul uninominal. Există o atitudine binevoitoare din partea tuturor forțelor politice. N-am să intru în detalii tehnice, pentru că oricum Comisia de Cod Electoral se va pronunța foarte curând asupra opțiunilor pe care le va oferi spre dezbatere parlamentarilor, dar cert este că vom ajunge ori într-un sistem generalizat, ori într-un sistem parțial la votul pe liste. Dar obiectivul... număr 2 ani, cred că doar 2 ani au trecut de la introducerea votului uninominal. În cazul în care, nu, au mai fost alegeri pe votul uninominal și înainte, dar în cazul în care noi pierdem anul 2015 în discuția pe sistemul de vot, pe codul electoral, ajungem într-o constrângere de timp, pentru că nu poți modifica legea electorală cu cel puțin un an sau până într-un an înaintea datei alegerilor. Ceea ce ar însemna ca efortul nostru să se consume accelerat pe durata sesiunii care începe pe 1 februarie anul viitor și se va termina în vară. Dar de timp ce? Foarte mult nu este. Acum, în momentul în care ne gândim la schimbarea sistemului de vot, evident ne gândim la păstrarea bicameralismului, dar la reducerea dramatică a numărului de parlamentari. Reducere care, la 300 de parlamentari. Reducere care se poate face exclusiv pe seama acestei constrângeri pe care o aduce votul pe liste. Și mai este un obiectiv pe care l-a exprimat de altfel la un moment dat și copreședintele PNL, domnul Vasile Blaga. Votul pe liste are un efect sau poate fi adus în zona efectului pozitiv în momentul în care te gândești că nu doar cei cu susținere de partid, susținere politică și exercițiu electoral ajung în Parlament, ci și oameni care nu au, de exemplu, susținere politică evidentă, nu au trecut prin campanii, nu au plătit cotizație la partid, dar care sunt valori recunoscute la nivel național și care, prin prezența în Parlament, ar aduce plusul lor de experiență profesională, o culoare intelectuală necesară actualei compoziții parlamentare și, nu în ultimul rând, o experiență de ordin legislativ implicită. Nu mă feresc să vă dau un exemplu, fără ca el să fie altfel decât ipotetic. Da? Asta e cazul fericit pe care îl invocați. Nu e cazul pe care îl dorim. Nu este un caz fericit. Este, dacă vreți, conduita pe care ne-o dorim. Un Andrei Pleșu, de exemplu, n-ar putea să intre în Parlament pe seama susținerii politice, pentru că s-ar putea să ajungem în situația în care să constatăm că nu strânge voturi. Credeți? Nu știu. Dau un exemplu. Sau, dacă vreți, are o notorietate totuși foarte mare. Sau președintele Academiei. O luăm în felul acesta, da? Sau un distins profesor universitar de drept constituțional. În schimb, dacă partidele se gândesc și pe bună dreptate ca asemenea valori, repet, intelectuale, profesionale, cu o definiție etică incontestabilă, pot face față necesității, pot face față standardului de creativitate legislativă pe care îl dorim de la Parlament, atunci cu atât mai mult. Avem nevoie de un Parlament care să nu se prăbușească în conștiința românilor, în așteptările românilor, pe seama figurilor exotice pe care le-a adus sistemul uninominal. Vă readuc aminte că atunci când s-a votat pe liste erau nenumărate figuri exotice. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar era, dacă mi-aduc bine aminte, doamna Irina Loghin, erau persoane care nu înțelegeau cum funcționează sistemul. Îmi cer scuze, nu vreau să jignesc pe nimeni. Și atunci partidele care aleargă după voturi vor fi tentate să includă pe acele liste, din nou, poate nu PNL-ul, cum spuneți noastră, persoane care aduc voturi. Cântăreți,
nu știu, magicieni. Eu cred că mai curând fenomenul acesta... Nu există nicio garanție că dacă se reintroduce votul pe liste, vor fi numai personalități în Parlament. Nu, fără discuție. Dar eu cred că mai curând votul uninominal este vinovat de o asemenea... De caracterul multicolor al Parlamentului actual. Acum, responsabilitatea partidelor este foarte mare. Dacă într-o listă de partid descoperi că sunt câțiva clowni, ca alegător, pentru că este și responsabilitatea implicită a alegătorului, poate că te gândești dacă, într-adevăr, un clown te reprezintă în Parlament sau nu. Evident, nimic derogatoriu la adresa profesiei de clown. Da. Dar la figurat. Pe de altă parte, gândul meu se duce către noul Partid Național Liberal, iar atmosfera din sânul conducerii noului Partid Național Liberal poate fi sintetizată pe această coordonată și în felul următor. Nu suntem dispuși să repetăm greșelile pe care fostele partide componente ale Partidului Național Liberal, ale vechii alianțe creștin-liberale, dacă vreți, le-au făcut pe durata guvernării sau în procesele electorale precedente. Chiar avem nevoie nu de un lifting, de o operație cosmetică, ci de o transformare de profunzime a partidului, în așa fel încât el, pe de o parte, să devină atractiv și reprezentativ pentru cetățenii români cu drept de vot și, în al doilea rând, să dea loc, să facă loc unei alte generații politice, cu un alt comportament politic. Este și așteptarea președintelui Klaus Iohannis, de altfel. Înțeleg că domnul Klaus Iohannis urmează să-și dea demisia de la conducerea primăriei Sibiu astăzi. Bănuiesc că în zilele următoare urmează să-și dea demisia și din funcția de președinte al PNL. Vom vedea. Această demisie poate să aibă și poate fi și un act de voință. Mă refer la copreședinția Partidului Național Liberal. Poate fi și un act de voință, poate fi și mecanică, pentru că pe 21 decembrie oricum depune jurământul. Potrivit Constituției nu are voie să facă parte din niciun partid. Va fi condus PNL-ul de copreședinți, înțeleg, nu va fi un congres până în 2017, cel puțin. Da, cel puțin aceasta este gândirea în acest moment. Când urmează PNL să-și desemneze copreședintele? Celălalt, pentru că înțeleg că unul e deja cunoscut, domnul Blaga. Domnul Vasile Blaga este oricum copreședinte al Partidului Național Liberal. Vom vedea. Probabil că cel mai probabil în zilele următoare. Știți cine va fi? Dacă aș ști, sunt convins că dumneavoastră aș ști înaintea mea. Pentru că sigur va exista o expunere publică. Va fi ales de domnul Klaus Iohannis sau și de domnul Klaus Iohannis sau deja în cadrul partidului s-au epuizat discuțiile și în interiorul PNL se știe cine va fi? Eu cred că vechiul Partid Național Liberal, vechiul partid, dar jumătatea, cum ar veni, Național Liberală actualului PNL, are suficient de mult discernământ și în conducerea centrală și în conducerile locale, în structurile de conducere, vechile structuri de conducere, pentru a opta pentru persoana cu notorietate, susținere politică, suprafață publică și impecabilă profesional și etic, care să facă pereche cu domnul președinte Vasile Blaga. Va fi o surpriză? Ce știți? Sau e un nume cunoscut? Haideți să o păstrăm ca surpriză. Ce faceți dumneavoastră? Mergeți în echipa domnului Iohannis? Sau candidați la Iași? Sau rămâneți în Parlament? Sunt tot atâtea întrebări la care n-am să vă pot da în momentul de față un răspuns clar. Sunt la o răscruce de drumuri, adevărat. Aveți de ales, înțeleg. Vi s-au făcut ofertele și aveți de ales. Sunt la o răscruce de drumuri. Dar ce vă pot garanta ca element, dacă vreți, elemente definitive de conduită? Primul. Îl voi ajuta pe domnul președinte Klaus Iohannis în absolut orice situație voi fi, în absolut orice definiție instituțională, dacă doriți. Lucrăm împreună de atâta timp, avem de atâta timp o chimie bună între noi, o comunicare bună, ne știm de foarte mult timp, ne cunoaștem, cred, suficient de bine și cred că pot să fiu de mare ajutor. De altfel, ultimele luni am fost foarte aproape unul de celălalt. În al doilea rând,
interesul meu pentru municipiul Iași și pentru județul Iași rămâne neschimbat. Nu este un interes care crește în perioada electorală și scade când apele... Sunteți de acolo. Când apele, tocmai de aceea v-am întrebat. Când apele se liniștesc. Ca anecdotă, când am fost zilele trecute la Arad, în circumscripția arădeană a municipiului Arad, unde sunt senator ales, m-am întâlnit cu echipele de campanie și, firesc, la capătul unei victorii am sărbătorit împreună ce s-a întâmplat pe 16 noiembrie. Și unul dintre colegii arădeni, foarte hâtru și în același timp și aluziv, a desfășurat un banner pe care scria: arădeanul Mihai Răzvan Ungureanu a salvat municipiul Iași. Ceea ce, sigur, o victorie, sigur, ca o glumă, o luăm ca o glumă, nu e o victorie a lui Mihai Răzvan Ungureanu, e victoria multora care sunt acolo, PNL, fost PNL, fost PDL, toți au muncit exemplar pentru ca municipiul să fie câștigat cu o diferență de aproape 20%. Dar revin, sunt foarte interesat ca municipiul să aibă al primar, altă conducere, sunt foarte interesat ca structura politică a Partidului Național Liberal acolo să se închege cât mai curând și la nivelul municipiului și la nivelul județului, fără orgolii, fără vanități, fără gânduri de mărire, în așa fel încât să putem pregăti o administrare bună și la nivel județean și la nivel municipal. Ce se întâmplă în Iași are un efect extraordinar asupra județelor din jur și, mai mult decât atât, poate oferi posibilitatea ca Iași să nu fie doar o capitală a Moldovei, cumva uitată în ultimele zeci de ani în periferia României, ci o capitală la care să se raporteze și Chișinăul. Miza este mult mai mare pentru municipiul nostru, al nostru, iertați-mă. Da. Și eu sunt din Moldova. Da. Pentru municipiul Iași, decât o putem bănui. Doi, sunt câteva proiecte care vor da viață Moldovei în cazul în care și din opoziție, dar mai încolo, chiar având și șansa participării la guvernare, dorim să le implementăm încă din prima zi. Ca prim-ministru au fost, între multe alte proiecte, cel puțin două care au vizat direct municipiul Iași. Pe amândouă le-am adus atunci în municipiul Iași, pentru că era, dacă vreți, șansele unice de a repune municipiul pe harta economică și socială a României. Prima, autostrada care să lege municipiul Iași traversând Carpații de Ardeal, de Târgu Mureș. Este, dacă vreți, aorta prin care poate circula fluidul vieții economice pentru zona centrală și de nord a Moldovei. Autostradă care în martie, aprilie 2012 fusese inclusă în traseul strategic al căilor de comunicație europene. Dar ați văzut acum strategia domnului ministru Rus? Am văzut strategia domnului ministru Rus și nu este... Știu. Și nu poate fi niciun fel mulțumitoare. Dar ca orice strategie poate fi și schimbată. Aceasta este o chestiune. Nu mai vorbesc de faptul că orice cale majoră de transport, de infrastructură de transport care ajunge la Iași poate fi prelungită și peste Prut. Deci, în mize, de fapt, nu vorbim doar de Iași, vorbim de Moldova de dincoace de Prut și Moldova de dincolo de Prut. Ajungem și iar a doua chestiune, proiecte. Chestiunea aeroportului, proiectul pe care l-am adus atunci în Iași și care însemna acoperirea integrală a cheltuielor de către Ministerul Transporturilor, vorbim de martie 2012, a fost facultat de... ce însemna atunci majoritatea de opoziție din Consiliul Județean. Nu s-a putut atunci, din fericire s-a putut mai târziu și mă bucur că astăzi colegii de la Iași și toți cetățenii municipiului au acces la un aeroport care este construit tehnic după regulile după standardele unui aeroport major european. Bun, haideți să revenim, vă rog, la prioritățile legislative. În afară de revenirea la vot, votul pe liste, introducerea votului prin corespondență, care ar mai fi prioritățile legislative? Și în același timp vreau să vă întreb dacă credeți că veți putea trece aceste proiecte de lege în condițiile în care, repet, nu aveți majoritate, nu urmăriți acest lucru, aveți niște priorități, inclusiv de infrastructură, dar nu aveți guvernul, nu va fi așa o luptă în van, dar spuneți-mi întâi care sunt prioritățile legislative. Nu este neapărat o luptă în van, eu cred că credeți că premierul, actualul premier,
veți colabora foarte bine cu el și va... Doamne, noi vom veni ca partid de opoziție, vom veni oricum cu acest program legislativ. Altfel spus, suntem corecți, suntem consistenți cu ceea ce am spus alegătorilor noștri că vom face în chiar noiembrie acest an. Nu ne abatem de la acest lucru. Dacă puterea se va împotrivi, asta este. Noi vom spune că puterea se va împotrivi și nu va merita niciun fel votul cetățenilor români în 2016 sau mai devreme. Și atunci introduceți moțiune. E foarte posibil. Este foarte posibil, dar să știți că motivele pentru moțiune sunt atât de multe, încât va fi greu să alegem doar unul pentru a dărâma un guvern care, în opinia noastră, este și peticit, și incompetent, și discutabil din punctul de vedere al experienței. Există o inițiativă legislativă care prevede simplificarea procedurii de ridicare a imunității, de exemplu. A fost depusă în vară. Și în cadrele regulamentului actual, propune, între altele, ca în Comisia Juridică, votul asupra cererii de ridicare imunității parlamentare pentru senator, deputat, ministru, fost ministru, să fie deschis. Practic, lucrările comisiei devină transparente. În plen, de asemenea, să fie deschis. E împotriva regulamentului de astăzi, înseamnă o amendare a regulamentului acum de astăzi. Este obligatoriu votul secret. E vot secret, mai ales când e vorba de persoane. Vot deschis în plen și mai mult de atât, ședințe publice. Ceea ce va însemna prezență automată a tuturor celor care doresc să asiste la dezbateri. Mai mult, Comisia Juridică să fie datoare să redacteze raportul asupra cazurilor de ridicare a imunității în maximum 24 de ore. Deci celeritate, transparență, acces general la dezbateri și în același timp responsabilitate politică pe vot. Pentru că votul închis, votul secret, nu te lasă să vezi cine susține și pe ce motive ar putea susține apoi pe unul sau altul. Nu e mai puțin adevărat că aici Partidul Național Liberal este în continuare dator să pună în aplicare statutul pe care îl are. Acum nu mai vorbim de altceva, nu mai vorbim de ACL, nu mai vorbim de PDL, PNL, Forța Civică, s-a închis. Partidele au fost radiate din registrul partidelor, ultimele două. Vorbim de un singur mare Partid Național Liberal care are un statut, a cărui capitol etic a fost alcătuit inclusiv cu o contribuție mai veche a doamnei Monica Macovei. Și acolo se spune foarte clar care sunt cazurile de incompatibilitate între o funcție de conducere sau chiar statutul de membru de partid și situația legală, juridică a unuia dintre membri. Din păcate, sunt în continuare membrii ai Partidului Național Liberal care nu înțeleg, făcându-ne de fapt rău tuturor. Vă referiți probabil inclusiv la fostul ministru de justiție. Că trebuie să se retragă din partid. Și nu numai atât, dacă, sigur, rigoarea etică există, chiar să părăsească funcția de demnitatea publică pe care a deținut-o normal. În cazul domnului Tudor Chioariu. Eu am fost surprins, de exemplu, în cazul domnului Chioariu, am fost surprins de răspunsul destul de neobișnuit, ca să folosesc cel mai neutru cuvânt cu putință, cu care a răspuns unei solicitări corecte pe care a făcut-o președintele Klaus Iohannis. Statutul trebuie să funcționeze, nu este doar cazul domniei sale, pentru că acolo vorbim de o condamnare clară, dar nu e doar cazul domniei sale. I-a și reproșat domnul Victor Ponta: uitați, domnul Iohannis nu vă ascultă. I-a cerut să plece și nu vă ascultă. Dar lucrurile acestea cred că se vor rezolva urgent. O altă prioritate ține de ordonanța de urgență 55, celebra ordonanță a migrației politice. Ordonanța este din 2 septembrie în vigoare, când a fost publicată în Monitorul Oficial. Între timp, în ultimele zile, Camera Deputaților a adoptat tacit o propunere legislativă de respingere a ordonanței 55 pe 2004, care permite ca aleșii locali, asta zice ordonanța, da, să-și aleagă un partid în timp de 45 de zile fără să-și piardă mandatul. Ei, propunerea această legislativă spune mult mai interesant următorul lucru. Odată, că se respinge ordonanța, da? Iar primarii care au optat pentru derogările ordonanței să-și piardă mandatul. Eu sunt pregătit, împreună cu colegii senatori, să susținem o asemenea inițiativă legislativă la nivelul Senatului. Acum, va exista un control de constituționalitate pe ea și vom vedea ce va ieși din asta. Dar nu poți anula ordonanța, ale cărei efecte s-au și produs, corect, decât pe seama unei legi de respingere. Oricum, ordonanța este, în opinia noastră, un atac grav la adresa democrației. O asemenea lege este răspunsul pe care îl putem da
la asemenea încercări de forțare a limitelor afilierii politice. Asta înseamnă câteva, nu, peste 1000 de primari să-și piardă mandatul, nu? În cazul în care o asemenea lege ar intra în funcțiune, repet, a trecut prin Camera Deputaților. Ar ajuns la Senat, Senatul fiind Camera decizională. Deci se prea poate să se întâmple ceva. Discuțiile pe codul electoral deja au început. Eu sper ca membrii comisiei să nu-și fi pierdut nici memoria în ceea ce privește votul din 16 noiembrie și cererile alegătorilor, repet, perfect îndreptățite, și nici să nu intre în atmosfera de sărbători, sperând că uită datoria față de schimbarea sistemului de vot. Reluarea discuțiilor pe explorarea aurului de la Roșia Montană și explorarea gazelor de șist face parte din prioritățile PNL-ului? Nu vorbim de priorități legislative în acest caz, aici vorbim de o atitudine a guvernului. Și aici guvernul este responsabil. Ceea ce vedem noi în momentul de față este un guvern irresponsabil, pentru că, sau mai bine zis, lipsit de responsabilitate, pentru că, și ne aducem cu toții aminte, modul în care au contrazis exploatarea resurselor minerale ale țării sau a resurselor de subsol, energetice de subsol în general, înainte de a fi preluat puterea, înainte de mai 2012, și cum s-au pliat apoi, aproape fără nicio discriminare. Nu vă întreb întâmplător, pentru că dumneavoastră a susținut categoric aceste proiecte, susținut cel de la Roșia Montană. Am susținut, nu, cel de la Roșia Montană nu l-am susținut în sensul vocal al cuvântului, și acolo am vorbit pe larg când am fost prim-ministru despre nevoia de a decide strategic ce facem cu resursele noastre minerale. Ați spus atunci că este o prioritate și mai ales din punctul de vedere al creierii locurilor de muncă. Orice exploatare de subsol, orice încercare de a obține fonduri suplimentare pentru România prin locuri de muncă, prin investiție locală sau străină, este binevenită. Am spus și de asemenea și despre exploatarea gazelor de șist, încercând să explic, nu știu cu cât succes, că oricum suntem într-o fază preliminară pentru care nu avem a ne face probleme. Însă, și asta este un lucru pe care l-am exprimat ca prim-ministru și după aceea, și îl voi spune în continuare. Aici punctul de vedere al domnului Iohannis e perfect suprapus pe punctul meu de vedere. Exploatare, dar nu în orice caz, nu în orice fel, nu în orice condiții, fără respectarea foarte clară a condițiilor de mediu, a exigențelor de păstrare a mediului înconjurător, exigențe europene. Nu poate exista o exploatare a subsolului românesc. Mai mult decât atât, cred că... Înțeleg că firmele care au contracte de explorare și probabil și de exploatare nu oferă aceste garanții în acest moment. Nu, noi vorbim despre altceva, pentru că nu s-a ajuns într-o fază de exploatare, cel puțin pentru gazele de șist. Nu, dar mi-aduc aminte de declarația președintelui Traian Băsescu, care spunea foarte clar, să vă fie clar că cine are contracte de exploatare va merge și mai departe pentru explorare. Nu, invers. Explorarea este o fază preliminară. Corect, da. Da. Noi suntem în cazul de șist, nu suntem într-o fază de explorare, ci în fază inițială, care este prospectarea. Prospectarea poate să lase loc, e de fapt verificarea unei ipoteze, prospectarea. După aceea, peste câțiva ani mai putem vorbi, dacă se trece într-o fază de explorare, adică pe o tehnologie mai amplă de cercetare, iar exploatarea e în viitorul de termen mediu. Dacă există, ceea ce se prezumă. Dar nu în orice fel, nu fără respectarea drastică a condițiilor de mediu, și mai adaug ceva, un lucru care de asemenea trebuie să luăm în calcul, nu fără respectarea voinței comunității locale. Mai ales acolo unde există teritoriu public, iar comunitatea locală poate fi afectată în diferite moduri de dezvoltare industrială pe această coordonată. Deci nu fără voința comunității care locale. Se opune categoric. Nu știu, în unele cazuri poate da, în altele nu, depinde cum își înțelege fiecare viitor. Mi-ați spus că sunteți la o răscruce de drumuri. Nu știu ce decizie, dacă a luat domnul Klaus Iohannis o decizie, dar a sugerat că a renunțat la numirea domnului Dan Mihalache în poziția de șef al administrației prezidențiale. Vă dați seama că nu voi comenta acest lucru. Nu comentați, dar au apărut articole care spun că nici dumneavoastră nu ar trebui să fiți numit chiar astăzi într-o astfel de poziție, și pentru că, repet, mi-a spus că sunteți într-o, la o răscruce de, în ceea
ceea ce privește decizia, vă întreb dacă pentru dumneavoastră contează astfel de articole. Pe site-ul România Curată a apărut astăzi un articol care, al cărui titlu este Domnule Klaus Iohannis, numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu consilier sau chiar șef al cancelarii dumneavoastră ar fi un pas uriaș înapoi. Respect orice ce opinie. Poate fi laudativă sau foarte critică, o respect ca atare. Decizia însă nu este nici la autorul unui articol, nici la mine. Decizia este exclusiv la președintele Iohannis. Dar sunteți mai degrabă tentați să acceptați să faceți parte din echipa noului președinte sau să respingeți? Doamnă, eu cred că răspunsul pe care l-am dat se cuvine repetat. Îl voi sprijini pe domnul președinte Iohannis în proiectele pentru care s-a angajat, din indiferent ce poziție voi fi. Deci nu este asta problema. Sunt cât se poate de limpede în exprimarea acestui principiu. Știți care sunt prioritățile? Bănuiesc că știți, dacă puteți să ni le spuneți, prioritățile noului președinte, și vă întreb dacă putem să ne așteptăm în acest an la numirea unui nou șef la SIE și la evaluarea activității domnului George Maior la SRI. Pentru aceasta, prin rutină, dacă vreți, serviciile naționale în lunile decembrie și ianuarie trec printr-un proces intern de analiză, în care diferitele direcții, departamente, componente majore ale acestor servicii își fac raportarea pe activitatea anului care s-a scurs. La capătul acestui proces intern de analiză se află un raport de activitate, iarăși, raportat la anul trecut, al fiecărui serviciu în parte. SRI de obicei își prezintă raportul în Parlament, să găsește timp pentru o sesiune de plen pentru prezentarea raportului SRI. SIE își prezintă toate elementele de analiză, fie într-o ședință CST, fie alături de Comisia de Specialitate, în fața Comisiei de Specialitate. Eu cred că abia după ce aceste rapoarte anuale de instituții vor fi fost redactate, citite, analizate de factorii responsabili în speță, de CSAT, Comisie de Specialitate, abia atunci ne putem gândi la completarea structurii de conducere a Serviciului de Informații Externe, la continuitate sau nu în fruntea Serviciului Român de Informații. Nu așa pe picior că vedem o gaură sau că ne place cineva sau nu. Ținând cont de faptul că noul președinte se va instala pe 22 decembrie cel mai probabil. Nici nu s-ar putea. De ce? Pentru că șefii serviciilor majore de informații, SIE și SRI, servicii naționale, sunt nominalizați de președinte, dar trebuie să treacă prin votul Parlamentului. Iar sesiunea se închide foarte curând, practic, după depunerea jurământului, care ar fi cam ultimul eveniment al major din acest an, se intră în vacanța parlamentară, care va ține până în ultima zi de ianuarie 2015. Acum mi-a venit în minte această întrebare. V-ar mai plăcea să vă întoarceți la SIE în calitate de director? Și vă întreb acest lucru pentru că la un moment dat mi-ați acordat un interviu și îmi spuneați că a fost una dintre cele mai valoroase experiențe pe care le-ați avut profesional. Da, fără discuție, și am în continuare exact aceeași opinie, da, a fost una dintre cele mai interesante experiențe profesionale din ultimii ani. Am ieșit de acolo, cred eu, mai experimentat, îmbogățit cu un alt tip de cunoaștere care, iarăși, cred, fără umbră de vanitate, că mi-a limpezit foarte multe întrebări și m-a făcut să dau răspunsuri mai ușor la chestiuni destul de importante. Dar dacă mă întrebați de un regret, vă spun că regretul pe care l-am ține de mediul academic. Aș vrea să pot face mai mult decât să-mi țin orele la universitate. Deci nu există o variantă să vă reîntoarceți la SIE în acest moment? Doamnă, fiecare zi îți oferă opțiuni. Lăsăm fiecare zi cu opțiunile sale. Ați discutat cu președintele ales pe acest subiect? Cu președintele ales discut despre ceea ce are domnia sa nevoie în acest moment și dacă sunt mulțumit de ceva, sunt mulțumit de felul în care a decurs ultima vizită în Republica Moldova. Haideți să vorbim și despre Republica Moldova. Sunt rezultate care arată că votul nu a fost categoric, sunt împărțite voturile, iar partidele pro-europene au doar câteva voturi în fața socialiștilor, voturi cumulate cu cele ale comuniștilor. Vreau să vă întreb... Suficiente însă pentru a putea forma guvernul. 51 de mandate era limita de la care
se poate forma guvernul. Nu e o situație care e vulnerabilă? Ținând cont de ce presiuni vin din partea Rusiei. Și da și nu. Pe de o parte, balanța reprezentării, proporția reprezentării parlamentare în Republica Moldova a fost întotdeauna destul de... a fost întotdeauna relativ fină între... mică, între diferitele formațiuni componente. Doar pe vremea când Partidul Comunist era puternic, cu ani în urmă, diferența era mai mare și nici măcar atunci nu se punea problema că opoziția unită nu poate să răstoarne guvernul comunist. Se putea răsturna. Nu, rezultatul nu miră, cumva. Vă spun sincer că nimeni nu se aștepta la o victorie de proporții a partidelor europene. Ci, și ăsta este obiectivul care a fost bifat, la capacitatea partidelor pro-europene ca prin colaborare, prin coagularea unei noi alianțe de tipul celei vechi, Alianța pentru Integrare Europeană, să purcea de la construirea unui executiv care să urmărească neabătut obiectivele din acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Ce se întâmplă în partea, să zicem, roșie și roză a compoziției parlamentare este altă socoteală. Paradoxal, Partidul Comuniștilor al lui Voronin are o atitudine mult mai neutră față de asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană decât Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon, care este profund antiromânesc, profund antieuropean și evident când spun aceasta în contrast, înțelegem, profund pro-Federația Rusă, profund pro-Moscovit și așa mai departe. Și care le-a pus, din ce am văzut, comuniștilor condiția de asociere dacă denunță tratatul de asociere cu Uniunea Europeană. Sigur. Lucrurile acestea nu pot fi judecate în asemenea termeni. Privind cu multă atenție și având cumva o firească sensibilitate față de ce se întâmplă în Republica Moldova, observ în ultimele zile din o presiune naturală, spun, firească, logică, din partea cancelarilor occidentale de a ajunge la un compromis între cele trei formațiuni, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Liberal al domnului Ghimpu, Partidul Democrat, la un compromis capabil să formeze o guvernare nouă, puternică și durabilă, că este de asemenea important. Iarna care s-a instalat nu e ușoară în Republica Moldova. Nu e mai ușoară în Republica Moldova decât în România. Nu în ultimul rând, eforturile pe care au fost făcute până acum pe seama acordului de asociere și succesele, unele dintre ele indiscutabile, ale guvernării conduse de Iurie Leancă, trebuie continuate. Nu se poate totul lua de la zero. Și atunci, în această continuitate, în sensul acestei succesiuni, ar trebui să avem un guvern cât mai repede. Deci eu sper să-l avem până în sfârșitul anului. Miza este continuarea parcursului european. Au apărut deja discuții astăzi legate de menținerea sau schimbarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova și vorbeau liderii de la Chișinău despre o eventuală intenție de a adera la NATO. Nu complică astfel de discuții la Chișinău și nou situația Republicii Moldova și mai mult? Ne putem imagina că după alegeri fiecare lider de partid vine cu așteptări maximale sau minime, nu neapărat mediate de realitate și nu neapărat cenzurate. Acum, se poate vorbi despre orice, dar cred că preocuparea principală a partidelor politice pro-europene, democratice din Republica Moldova, ar trebui să fie formarea guvernului. Până nu se formează guvernul, absolut orice declarație politică, indiferent cât de interesantă poate să sune pentru noi sau cât de deranjantă pentru urechile Moscovei, nu ar trebui luată neapărat altfel decât sub beneficiu de inventar. Sigur, ele au un rost, aceste declarații politice, acela de a acoperi ușor negocierile care sunt în curs. Negocieri pe care le dorim rapide, consistente, cu oameni buni în posturile de responsabilitate. Suntem convinși că... România are vreun rol în aceste discuții, negocieri? Eu cred că România a avut un rol important, în primul rând, prin vizita domnului Klaus Iohannis acolo, în calitatea sa de președinte, încă de președinte de partid. Vizita pe care a făcut-o la invitația domnului Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova și partid, mă refer la acesta, la PLDM,
partid frate cu noi în Partidul Popular European. Eu cred că această vizită a dat un impuls fantastic interesului față de alegerile din Republica Moldova, din duminica trecută. Dar asta în plan politic. În planul orientării strategice a Republicii Moldova, programul prezidențial este cât se poate de clar. România trebuie să fie partenerul cel mai corect, cel mai dedicat și cel mai activ în susținerea drumului european al Republicii Moldova. Și asta se poate face pe diferite paliere. Și uitați, ca dovadă de obiectivitate, au fost suficiente proiecte interesante generate chiar la nivelul actualei guvernări din România în raport cu Republica Moldova. Au fost fonduri importante, într-adevăr, proiecte, care au fost alocate. Da, proiecte care merită, de asemenea, urmate. În niciun caz, pentru faptul că suntem la distanță cosmică de nepriceperea guvernului Ponta, nu trebuie să luăm în calcul că mai există și oameni care își fac treaba foarte bine pe acolo. Probabil, abia așteaptă cetățenii din Republica Moldova să se dea drumul la gaze prin acel gazoduct Iași. Acolo, pe de-o parte, mai trebuie făcută interconectarea pe linia de înaltă tensiune de la Fălciu, dar lucrurile acestea vor veni. Știți care este paradoxul? Nu costă mult. Dar ezitările noastre au fost întotdeauna generate contabilicește, ceea ce nu e corect politic și nu e corect, nu e demn nici din perspectiva Bucureștilor. Mai spun ce înseamnă să nu reușesc să acopere așteptările conaționalilor noștri din Republica Moldova. Și mai este ceva. Trebuie altfel orientată politica României către Republica Moldova. Atașamentul față de Uniunea Europeană nu se creează doar pe înțelegeri, strângeri de mână și fotografii la nivel oficial. Adică, concret, ce ar trebui să se întâmple? Cum spuneau altă dată americanii când intrau în Germania, după al doilea război mondial, winning hearts and minds, câștigarea minților și a sufletelor. Uniunea Europeană și Uniunea Europeană trebuie să fie subiectul unui PR, trebuie să fie subiectul unei prezentări care să o facă, să o dezvăluie așa cum este ea de fapt, atractivă, interesantă, spațiu al libertăților, spațiu al stabilității, al prosperității, al păcii. Lucrurile acestea uneori se traduc foarte simplu în pietruirea unui drum undeva în raionul Căușeni. Și o placă lângă un drum pietruit în raionul Căușeni, pe care se spune acest drum a fost pietruit sau a fost asfaltat sau a primit o față nouă pe seama fondurilor venite de la Uniunea Europeană, cu ajutorul României, face bine și Uniunii Europene, face bine și imaginii României în Republica Moldova, apropie oamenii sau măcar le trezește curiozitatea față de ceva care înseamnă civilizație occidentală. Contează enorm acest lucru și cred că acesta este sensul votului din duminica trecută. O ultimă întrebare. Cum traduceți dumneavoastră mesajul lui Vladimir Putin pentru președintele ales Klaus Iohannis? E adevărat, venit pe Facebook-ul, pe pagina de Facebook Ambasada Ieruzi. Trebuie să facem o corectură aici, înainte de a fi expus pe Facebook, președintele Iohannis îl primise deja în formatul oficial. Nu mă îndoiesc. Deci nu... Cum îl traduceți? Nu-i dă mai multă greutate decât ceea ce este. E un mesaj firesc de felicitare și când președintele Putin va fi schimbat la Moscova, președintele în exercițiu din acel moment al României va transmite un mesaj de felicitare succesorului domnului Putin. Este, în opinia mea, un pas făcut cu mare atenție diplomatică, mare delicatețe diplomatică. Nu trebuie să citim mai mult printre fraze decât o curiozitate și, de ce nu, o așteptare. Mulțumesc foarte mult că ați venit la interviul Europa FM. Vă mai așteptăm. Mulțumesc și eu, doamnă. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.